Festivalul Hard Enduro Yezer Adventure, ce se va desfășura în acest sfârșit de săptămână cu plecare și sosire la Păstrăvăria Brătioara din Cândești, este la cea de-a doua ediție și are ca scop cunoașterea și promovarea zonei Mușcel. Traseul de concurs are puțin peste 60 de kilometri și, conform programului, vineri la ora 17 va avea loc prologul. Mai multe amănunte ne-a oferit organizatorul Toni Olaru. O etapă regională în cadrul Federației Române de Motociclism, sub egida Federației Române de Motociclism, organizăm o competiție de hard enduro și ATV quad. Fiecare are au trasee separate și ce pot să vă spun, mâine seară la ora aproximativ ora 17 avem un prolog în zona Păstrăvăriei Brătioara cu obstacole artificiale și naturale. E bine de văzut pentru spectatori, televiziune. Și sâmbătă avem startul la ora 10 în traseul de aproximativ 65-70 de kilometri în zona montană cu trasee destul de dificile, hard enduro. Competiția este la cea de-a doua ediție. Spune-ne cum ți-a venit ideea să organizezi câmpul lung în zona Mușcel. Ideea este destul de veche, pentru că am fost motociclist de mic, de când era clubul la uzina Aro. Și am văzut că acest sport ușor s-ar pierde dacă nu, deja se pierduse dacă nu îl întrețineam cumva și nu renoiam pasiunea în această zonă. Și am zis să păstreze tradiția, că avem o tradiție bună în sporturile cu motor în câmpul lung și în zona asta și promovarea zonei, aducerea cât mai multor sportivi în această zonă. Participanții, de unde sunt? Sunt din toată țara, chiar s-au anunțat că vin cei mai buni enduriști din țară, chiar și Dani Oțil de la Antena 1. Cabral, am înțeles că și-a anunțat prezența și mulți ATV-ști și quadiști foarte pasionați de acest sport. Am înțeles că s-au înscris și 2-3 străini, deci sunt vreo 2 sportiv germani și, nu știu, am mai înțeles cineva de prin Ungaria. Și asta ar fi bine, să cunoască cât mai multă lume în această zonă și probabil e și destul de ok, de frumoasă și traseele destul de bine făcute, pentru că am muncit foarte mult la aceste trasee, cred că de 2 luni pregătim această cursă. Așadar, sâmbătă la ora 10 se va da start în concurs, mai întâi startul pe traseu montan împărțit în 3 clase, hobby, experți și profi, iar de la ora 11 start pentru ATV-uri.